Vicepreședintele PSD Suceava, Ovidiu Milici, susține că PDL a participat la următoarele alegeri sub o altă denumire. Milici a afirmat că în ultimele scrutine electorale PDL a participat sub denumirile de UFD, PD, Alianța DA și PDL. Milici spune că PDL se pregătește să participe la următoarele alegeri sub altă denumire pentru a nu deconta actuala perioadă de guvernare. PDL-ul se străduiește să mai dea o țeapă românilor, să schimbe încă o dată denumirea și să fugă de popor, ca și cum nu au fost ei cei care au guvernat. Practic, astăzi PD-ul se află la 13% și mai mult, ei stau în zodia lui 13. Le solicităm să se prezinte în fața poporului la alegerile locale, parlamentare sau anticipate, dacă vor fi, cu denumirea pe care o au astăzi. Partidul Democrat Liberal. Pentru că trebuie să dea socoteală românilor pentru modul cum au guvernat țara. Ba mai mult, le solicităm ca din sigla pe care o au să scoată simbolul trandafirului, care este un simbol eminamente social-democrat, și le fac și o sugestie: în locul trandafirului social-democrat să-și pună ca siglă sapa de lemn. Ovidiu Milici spune că PDL se pregătește să aprobe platforma populară propusă de Teodor Baconschi, desemnat următorul candidat la președinție de către Traian Băsescu. Adoptarea acestei platforme ar permite PDL să își schimbe numele în Partidul Popular.